Salutare, dragi călători! Suntem la pas prin țară ca să descoperim Republica Moldova și România și am ajuns la sudul Moldovei, în unul din cele mai renumite sate ale momentului, pentru că Vălenea a intrat în topul destinațiilor turistice din România. Haideți să vedem ce prezintă acest sat. Mai multe ne povestește ghidul locului, Mariana Balușca, care este originară din acest sat. Bună ziua! Bună ziua! Vă spun, bine ați venit la Văleni și... Care este legenda satului și de ce să venim la Văleni? Da, vreau să vă spun că primii locuitori ai satului Văleni sunt niște pescari, adică suntem sat de pescari și se spune că originea acestor pescari, locul de unde au venit, nu-l cunoaște nimeni. Însă, venind acești pescari, au auzit că în această vale se pescuiesc cantități mari de pește. Și iată, au venit, în scurt timp s-au stabilit aici, au început a pescui, auzind și alte familii de cantitățile mari de pește care existau în această zonă, au venit de asemenea să se stabilească în această vale. Însă cei care erau deja aici stabiliți i-au izgonit în partea din deal a satului, unde de asemenea existau bălți, însă ca suprafață erau mai mici. Și desigur și cantitatea de pește era mult mai mică. Cei din deal s-au stabilit acolo, au început a pescui. Pescarii din deal se numeau deleni, cei din vale se numeau văleni. Și cu timpul, delenii au renunțat la pescuit și s-au orientat spre creșterea animalelor. Pe când vălenii au continuat a pescui, au devenit renumiți prin târgurile de prin preajmă, fiindcă atunci prin târguri circula și o zicală. Când apare un vălean, avem pește pe una. Suntem chiar lângă Prut acum. Da, am trecut pe lângă punctul zero de aici, de unde încep traseele turistice. Ce putem vizita în această zonă? Da, satul Văleni are un patrimoniu natural deosebit, fiindcă aici, la noi, la Văleni, există colinele de aur, care se întind pe o lungime de 7 km. De asemenea, aici avem lacul Beleu, cu rezervația științifică Prutul de Jos, cu o floră și cu o faună deosebită pentru țara noastră, adică aici avem o mică deltă. Tot aici avem și râul Prut și acest râu este și granița dintre noi și România. Și vreau să vă spun că suntem aproape, mai avem câteva sate până la finalizarea țării noastre sau a Republicii Moldova. Și noi cunoaștem că în sat avem cam 3 muzee, avem 4 pensiuni, da. Și avem și bunica de la Văleni, renumita bunică care bate doba din zdop și zdup. Da, aici la Văleni avem o ofertă turistică bogată, avem vreo 4 muzee, avem pensiuni, avem case rurale, fiecare casă rurală având specificul său, tot aici la Văleni avem și pe bunica Batetoba, cea care ne-a dus faima în lume atunci când a participat la concursul Eurovision. Adică suntem un sat cu oameni ospitalieri, oameni care iubesc să primească oaspeți, oameni care gătesc deosebit bucate gustoase și oameni care sunt cu brațele deschise mereu pentru oameni. Da, mulțumim frumos, ne-ai intrigat, eu abia aștept să văd toate aceste destinații, așa că mergem împreună la pas prin țară. Da. Pornim la drum. Foarte. Am ajuns și la muzeul din localitate, Muzeul de Istorie și Etnografie. Când a fost fondat acest muzeu?
Eu, în primul rând, vreau să vă spun bine ați venit la Băleni, bine ați venit la Muzeul de Istorie și Etnografie, muzeu care și-a deschis ușile pentru public în anul 2017. Acest muzeu este o clădire, a fost ei grădiniți colhoznice de la noi din localitate, care în anul 2017 a fost renovată și transformată în muzeu, iar tot ce vedeți la noi aici în muzeu, în jur de 1000 de exponate, sunt toate donate de către vălenașii noștri. În incinta muzeului avem expuse, avem expoziția Gospodăria Țăranului Basarabean, secolul 19-20. Totodată avem Casa Mare, o altă expoziție. Iar aici la noi în muzeu activează și un atelier de țesut covoare, la care meșterițele de la noi din localitate transmit acest meșteșug de a țese covoare și țoale mai departe copiilor. Și este de menționat că majoritatea exponatelor sunt adunate de sătenii din sat. Da, oamenii au fost foarte deschiși, dornici de a ne dona din lucrurile pe care le-au păstrat de la bunici, străbunei și iată, vin cu bucurie și când le văd aici în muzeu cum sunt păstrate și transmise către generațiile viitoare. Haide acum să ne prezinți puțin din ce expoziție aveți aici. Aici avem expuse cuptorul, cuptorul avem. Da, cotlonul, covata în care se plămădea și se frământa, se pregătea aluatul pentru a face pâine. Tot aici, drept dovadă că suntem sat de pescare, avem coșurile de pește, care și până astăzi sunt folosite de către vălenașii noștri. Tot aici avem plugul, duiumul, diferite unelte cu care se prelucra pământul. În continuare, aici avem expuse și diferite unelte ce țin de prelucrarea firului de lână, deoarece o altă ocupație de leticire a vălenașului este și oieritul. Vedem aici fusul, vedem râșnița. Da, avem mașina de tors orizontală, avem dăracul la care se scărmâna lâna, mălaiul. Aici avem furca. Furca. Da, furca, da, la care, uitați, avem și puțele care torc încă lână și pregătesc firul pentru ilice, cum se spune la noi, pentru ciorapii de lână. Aici avem fusul. Așa, avem... Tu ai prins aceste activități de la bunei, de la părinți? Da, eu m-am participat, am participat și la vopsit lână la bunica și la țesut și la pregătirea firului de lână. Pe timpul iernii, atunci când muncile pe afară se finalizau, mergeam la bunica și o ajutam la făcutul țeilor, cum se spune la noi, sau la pregătitul sulurilor de lână. Și ajungem în următoarea sală, expoziția Casa Mare, cum era pe timpuri. Da, Casa Mare, care era cartea de vizită a fiecărui gospodar. În această încăpere erau păstrate obiectele cele mai de valoare. Tot aici era pregătită și păstrată la zestrea pentru fetele ce urmau să se căsătorească, cu cât gospodina era... Vedem și sofca. Da, sofca, laița. Aici avem, da, aici avem, apropo, și un leagăn pentru copii. Pentru nou-născuți. Da, pentru nou-născuți. Asta este sunducul. Da. Sau cum da, se mai zice? La noi lada de zestre. Lada de zestre. Lada de zestre, da. În această încăpere, apropo, aveau loc evenimentele cele mai importante din viața unui om. Da. Începând cu nașterea unui copil, cu metria, apoi cu nunta. Apropo, aici avem și o rochie de mireasă, avem o cămașă de mire din anul 1973. Aceasta este rochia. Tot, chiar și în această încăpere avea loc și mormântarea. Adică în această încăpere și se râdea și se plângea. Pe dreapta avem aici chiar vestimentație care sunt reprezentative pentru zona de sud. Ce avem aici? Mirele, mireasa, hainele tradiționale. Da, noi aici avem un alai de nuntă. Aici avem actorii principali ale unei nunți și vreau să vă spun că a mai trecut o vreme bună și lumea în sat din nou se adună. Din nou e mare sărbătoare, din nou în sat la noi e nuntă mare. Gheorghiță asensoară, cu măriu ca cea cu minte. El e băiat de profesor, iar ea e fata domnului părinte. În stânga și în dreapta lor stau nașii cu mândrie. Ei le-au fost nași la botez și acum le sunt și nași de cununie. Actorii principali în cadrul unei nunți de aici la noi de la sud. O generație de vălenași. Da, o generație de vălenași. Aici avem expuse costumele, cum v-am mai și menționat, costumul de femeie cu aceste broboade. Șalincă. Șalincă, da, șalinci anul de culoare. Anul 1939. Da, de culoare negru și maro, erau mai numeroase. Femeile tinere purtau peste albe, cele mai în vârstă peste astea mai de culoare mai închise. Bărbații deja pălărie căciulă, cămașă, boandă, pantaloni de postav, brâu,
ciorap de lână și opinci. Aici vreau să menționez că pe timp de vară, fetele și flăcăii mergeau la horă în picioarele goale. Când deja, desculți, da, avem și poze, uitați acolo, drept dovadă că așa se mergea la horă. Odată cu răcirea timpului, deja își luau totul și opincile ciorapi de lână. Ce frumos că lumea se mai adună în șezători și în clacă, se ajutau și pe timpuri în asemenea mod. Ce avem astăzi aici? Da, aici avem o mică șezătoare de tors și de țesut soale. Avem aici și câteva fetițe care pregătesc țăhile pentru bunica Susana. Vreau să vă spun că șezători de genul ăsta la noi la Văleni încă se mai organizează. Sunt invitate femeile de la noi, gospodinele de la noi din localitate, care doresc să-și petreacă timpul frumos, mai socializând, mai ales pe perioada când se răcește vremea afară. Astfel, pentru noi, deja aici la Văleni, avem și o tradiție, că de Sfântul Andrei noi organizăm șezătoare în incinta muzeului, la care sunt invitate gospodinele satului și totodată alături de noi vin și ansamblu Vălenășițele, care doamnele sunt iubitoare de folclor, de tradiții, de obiceiuri și vin mereu în susținerea noastră. Încerc să mă încadrez și eu în această muncă. Bună ziua încă o dată! Aici avem doamna Valentina cu mâini de aur și doamna Susana, care acolo pregătește la război. Care-i procesul, doamna Susana? Care-i procesul? Trebuie să avem de prima dată să avem țăvele făcute de copiii care sunt alături de mine. Și după aceea se începe procesul de a țese, adică suveica care este în mână la mine. Și după aceea toate țăvele astea cu toată lânița și tot ce avem noi aici în coșulețul bunicăi. Și începem de acum să colorăm acest sol. Iată, asta e procesul care noi l-am învățat de mici copii, de la buneii noștri, de la mamele noastre, de la tot ce este de la străbunii noștri. Iată, asta a fost. Pentru această muncă e nevoie de multă răbdare, de migală. Da, doamna Valentina? Multă răbdare să avem și trebuie să facem lucru bun, că fie cu răbdare. La câte lucrări ați lucrat până acum, din tinerețe? Am lucrat, că din tinerețe am și spălat lână, am curățat tot de cornuți, de acolo am făcut, am spălat lână, de acolo am dus-o la mașina de lucrat și uite, am făcut-o așa, aici și lucrăm. Și boiem înainte hirile, boiem în coajă de nucă, în boiele de care... Natural. Da, natural. Și am țăsut și covoare și țoale. Aici care e tehnica? Cum învârtiți? Păi uite așa cum ne-am învățat de la părinți, la mamă. Mulțumim mult! Fiți sănătoși! Iar noi ne continuăm călătoria mai departe prin Văleni. Și un alt obiectiv turistic este și calea Peștelui sau drumului Petru Rareș. Care este istoria acestui loc și de ce turiștii vor să ajungă anume și pe aici? Da, noi suntem aici pe un drum cu adevărat istoric. Aici avem podul lui Petru Rareș și legenda spune că după moartea lui Ștefan cel Mare, la domnie vine fiul său Bogdan. Iar după moartea lui Bogdan, boierimea începe să caute un urmaș al lui Ștefan cel Mare, chiar și un urmaș nelegitim, fiindcă Petru Rareș nu a crescut la curtea domnească. Și în acea perioadă, Petru Rareș era negustor de pește. Pescuia în bălțile din această zonă. Însă cu o zi înainte de a primi vestea încoronării, Petru Rareș a avut un vis, precum că colinele de aur i se închinau.
dimineața, trezindu-se, cu pornind spre drum cu carele pline cu pește, împreună cu ajutoarele sale, boierimea împreună cu poporul i-a venit în întâmpinare și iată că pe acest traseu Petru Rareș a primit vestea încoronării. Pentru că poporul i-a spus că Petru Rareș, tu ești domnitorul nostru, tu ești domnitorul Moldovei. Ce lungime are podul și mai sunt 13 km până la lac? Din localitate și până la lacul Beleu avem o lungime de 13 de km. Este un pod de lemn. Da, este un pod de lemn care și-a păstrat din autenticitate și până în prezent și ne depune toate eforturile pentru a-l păstra și mai departe în acest mod pentru generațiile care urmează. E sigur să mergem pe el? Adică putem să încercăm, da, și noi sigur, nu... să mergem pe calea peștelui pe unde a trecut și Petru Rareș. Emoții o să aveți, că v-am spus că este un pod istoric, un drum istoric, însă fiți liniștiți că podul este sigur. Ce râu e aici? Aici este gârla Manolescu, da. Gârlă care face legătură cu râul lui Prut, cu lacul Beleu. De ce gârla Manolescu? Fiindcă este o gârlă a fostului boier Manolescu. Eu o să-i spun podul dorințelor, da? Și cei care trec pe aici la Văleni să-și pună câte o dorință, să mergem și Haideți noi. Haideți să ne punem câte o dorință. Văleni, să vedem acest spectacol al naturii. Suntem la 10 km de sat, aici în turnul Lebedelor. Ce putem să vedem aici? Da, noi acum suntem la lacul Beleu, care este o relicvă aici la noi. El se întinde pe o lungime de 5 km și o lățime de 2 km. Adâncimea maximă poate fi de 2 metri, asta în anii ploioși. Această zonă umedă este protejată și internațional de către Convenția Ramsar a zonelor umede, în care este inclus și lacul Beleu. Aici putem întâlni specii de păsări, precum pelicanii, cocostârcii, lebedele, pescărușii, rațele, gâștele sălbatice, egretele. Tot aici putem întâlni specii de pești, cum ar fi carasul, bibanul, șalăul. Dintre specii de plante putem întâlni stuful, păpurișul care este din abundență aici, nufărul alb, dintre arbori, salcia și plopul alb este preponderent, se întâlnește aici. Pe drum până încoace ne povesteai cum îți aduce aminte tu de copilărie, da, faptul că în copilărie împreună cu tata la pescuit. Da, cum era în copilăria ta acest loc? Da, în copilărie veneam aici la pescuit cu tata, cu barca. Nivelul lacului era mult mai mare, deoarece anii erau mai ploioși. Și aici vreau să menționez că lacul se alimentează cu apă din râul Prut, prin gârlele pe care le are, gârla Năvodului, gârla Rotarului, gârla Cioroiului. Da, mergeam la pescuit, ne petreceam weekendurile frumos în natură și până și în prezent, doritorii de a-și petrece timpul frumos în natură, turiștii care doresc să o drumeție în natură, da, traversează acest traseu, și ajung aici și cu bicicleta și chiar și pe jos, care dispun de mai mult timp. Când a fost construit acest turn și uite, îți permite să vizualizezi toată această panoramă frumoasă. Da, acest spectacol al păsărilor. Acest turn a fost instalat în anul 2020 într-un proiect și este un turn instalat pe partea Văleniului și unul instalat pe partea satului vecin, Slobozia Mare. Și uitați că noi am reușit să vedem astăzi și pelicani, și egrete, și pescărușii zboară pe aici. Am prins un timp frumos, e un loc deosebit.
Totuși există și un mare pericol, pentru că pe an ce trece, lacul Beleu își pierde din cantitate. Da. Ce ar fi trebuit de întreprins ca lacul Beleu să aibă frumusețe de altă dată? Lacul, din cauza anilor secetoși din ultima perioadă, din cauza, cred că, și a încălzirii globale, cantitatea de apă care există s-a diminuat. Adică vă spuneam că adâncimea maximă este 2 metri, acum în anii care au trecut adâncimea a scăzut, adică foarte, foarte mult. Riscăm să pierdem acest lac, riscăm să pierdem această mică deltă dacă autoritățile nu intervin și curăță acest lac pentru a-l adânci, fiindcă el acum este sedimentat sau nu știu cum să mai exprim corect, sedimentat, adică și trebuie curățit acest mâl. Sperăm ca în anii viitori să fie întreprins careva măsuri, iar noi ne continuăm traseul prin Vălen și mergem la o pensiune locală unde vom gusta din bucatele tradiționale din zona sudului. Vălen este și un sat de vacanță, de fapt brandul satului este sat de vacanță. Mai multe pensiuni se regăsesc în această zonă. Noi suntem la una din cele mai renumite, este un complex din Vălen. Da. Ce găsim aici? Da, aici avem un complex turistic care a fost și a deschis ușile pentru public în anul 2013. Oferă turiștilor locuri de cazare. Aici avem mai multe căsuțe, cu fiecare căsuță are un specific al său anume. De exemplu, aici avem Casa Pescarului, Casa Ciobanului, Casa Olarului. Tot acest complex oferă turiștilor spațiu de relaxare. Avem o zonă cu piscină, dotată cu piscină. Tot acolo este și amenajat o zonă specială cu ciubări, da. Da, unde iarăși turiștii și vizitatori au posibilitatea să relaxeze atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă. Aici este și un punct de alimentare pentru turiștii și vizitatorii zonei. Și adică este un complex care unde turiștii au posibilitatea să-și petreacă timpul plăcut, să se odihnească și să se contempleze cu natura și să aducă aminte de copilărie. Ce este și de remarcat că toate căsuțele sunt construite ca pe timpuri din materiale ecologice, dar da. Și produsele de aici, cei care mănâncă vor mânca produse autohtone. Da, și vreau să menționez că toate aceste căsuțe sunt făcute din lut, din acea argilă despre care vă vorbeam, că colinele de aici la noi, de la Vălin, sunt bocate în argilă. Da. Sunt făcute din lut, din acel zid, cum spunem la noi, de o lățime de 60 de centimetri, ca bătrânii noștri aveau această tehnologie de a face casele din zid. Muriau casele cu lut. Care să țină vara de rece și iarna de cald. Da. Da. Și deja acoperișul făcut din stuf, fiindcă avem stuf din plin această zonă. Fiind o zonă umedă, avem stuf. Și cam așa erau construite și sunt construite casele acestea. Care sunt bucatele tradiționale pentru această zonă și cu ce vor fi primiți? Fiind sat de pescari, desigur că bucatele din pește, saramura, plachea din pește este specific pentru zona noastră, borșul de pește iarăși este specific bucatele din pește și totodată și sarmalele și încă mai este specific pentru noi, am uitat să menționez faptul, peștele copt cu dumată. Cu acea pastă din ardei, din chiperi roșu, cum spunem noi aici la Vălen, nu din roșie pastă, dar din dumată. Și se coace și se primește un pește foarte gustos. Mulțumim frumos, Mariana, pentru acest scurt ghidaj de astăzi, pentru că ne-ai dus peste tot. Noi rămânem aici ca să vă arătăm cum este și în interiorul unei căsuțe. Intrăm în una din casele tradiționale și vedem aici tinda cu toate obiectele tradiționale. Aici este casa mare cu zestrea, covoare tradiționale, pierne. Avem și sofca unde se păstrau toate obiectele bunicilor. Avem prosoapele tradiționale, dar și mai departe este și camera de locuit, care pe timpuri era adăpost pentru familie și vara și iarna. Și uitați câte obiecte avem aici. Este de o mare plăcere să stai în așa locuri, pentru că este și răcoare, dar și te încarci cu energie pozitivă.
și pe final de emisiune. Am acumulat astăzi impresii de la lacul Beleu, am fost la muzeul din satul Văleni, am ajuns și aici la complexul turistic unde putem petrece un sejur de neuitat. Suntem lângă Casa Olarului, o casă în stil tradițional. Vom reveni într-o altă ediție aici la Văleni ca să descoperim și alte locuri. Până la noi, reîntâlniri! La revedere!